Ucraina, drone agricole în loc de arme de foc. Germania, va fi UEFA 2024 un nou succes, ca în 2006? Și Irlanda, supă tradițională de pește. Bun găsit la Europeo! Ucrainei îi lipsesc multe în războiul cu Rusia. Potrivit președintelui Zelenski, țara deține numai un sfert din sistemele de apărare aeriană de care are nevoie. În așteptarea mai multor ajutoare militare din partea Occidentului, Ucraina recurge la arme improvizate. Reporterul de Nick Connelly a stat de vorbă cu soldați care foloseau drone agricole pentru a compensa lipsa armelor. Trebuie să capeți dexteritate. Să stăpânești dispozitivul ăsta e ca și cum ai plimba o vacă pe gheață. Este greu. Trebuie să anticipezi încotro să zboare. O trimiți într-o anumită direcție, dar din inerție va zbura în altă direcție pentru un timp. Această dronă a fost construită pentru pulverizarea culturilor. Este zgomotoasă, înceată și la lumina zilei nu trece neobservată. Dar pe linia frontului zboară noaptea și bruiază pe ruși. Inamicii o numesc Baba Yaga, după vrăjitoarea din basmele populare slave. Zburăm destul de jos cu 20 de kilometri la oră. Misiunea noastră este să zădărnicim eforturile dușmanului și să ne asigurăm că infanteria rușilor nu se apropie de infanteria noastră. Acesta este sunetul care, spun oamenii, le permite să se relaxeze, adică un foc al artileriei ucrainene. Recentele întârzieri de aprovizionare din Occident au făcut ca ucrainienii să se afle mai mereu în bătaia focului. Dronele erau tot ce aveau la îndemână. Acest garaj este locul în care inginerul unității încearcă să fie cu un pas înaintea bruiajului rușilor. Най-актуальніша проблема це просто... Cea mai mare grijă a noastră este să nu pierdem conexiunea cu dronele. Guvernul ne dă dronele și folosesc o singură frecvență pentru tot, video și telemetrie. Este un haos. Ne dau un produs destinat civililor care nu funcționează în condițiile reale de zi cu zi. З базовими настройками і з базовим комплектацією він так не літає на бойових. Aici, lângă linia frontului, inginerul adaugă antene și echipament suplimentar obținute prin finanțare participativă. Proprietarii acestui garaj au plecat de mult, lăsând în urmă toate uneltele. Ось така коробочка з інструментом, вона зі мною. Aceasta este o trusă pe care o am la mine de când am fost mobilizat. Nu ating lucrurile proprietarului. Cred că am împrumutat polizorul de câteva ori, dar lăsăm totul în ordine când plecăm. Întotdeauna pisicile sunt mai grase când plecăm noi dintr-un loc. Deocamdată nu se pune problema părăsirii garajului sau a retragerii. Cu tot avantajul Rusiei în regiunea Donețk, această secțiune a frontului este relativ stabilă, datorită acestor drone. Aici, în subteran, este locul în care se adună toate informațiile. Dispecerii îi ajută pe piloții de drone să-și planifice rutele, însă este din ce în ce mai greu, fiindcă în aer, din ce în ce mai multe drone se spionează reciproc. Chiar zilele trecute eram la monitorizare și am văzut o dronă kamikaze urmărind o altă dronă kamikaze. Brusc a apărut o a treia dronă ca să atace drona care o vâna pe prima dronă. Tot ce mi-a venit în minte a fost coloana sonoră din Terminator 2. Uneori te simți ca într-un război al mașinilor. Dar nu doar tehnologia se schimbă. Când i-am întâlnit prima oară pe soldații ruși, nu aveau habar despre război. Erau plini de ei, dar foloseau aceleași tactici pe care noi le știam de la A la Z. Cu puțină creativitate, era foarte ușor să-i prinzi. Dar pe măsură ce trece timpul, printre ei se află din ce în ce mai mulți civili înrolați care vin cu idei noi în luptă. Nu numai că recruții ruși vin cu idei, ci le și copiază cu succes pe cele ucrainiene. Și o fac la o scară pe care ucrainenii se străduiesc să o egaleze.
Au trecut mai mult de 4 ani de când Marea Britanie a părăsit Uniunea Europeană. Majoritatea britanicilor cred acum că Brexitul a fost o greșeală. Și locuitorii insulei Skye din nord-vestul Scoției. Dar pescarii de acolo trebuie să trăiască cu consecințele. Se plâng de profituri mai mici, prea puțini muncitori și prea multă birocrație. Mica insulă Skye, din cel mai îndepărtat punct al Europei, este din plin expusă efectelor Brexitului. McKinnon este o familie de pescari la a treia generație. Breasla pescarilor a susținut cel mai mult Brexitul, era vorba despre cotele de pescuit. Dar acum, mai ales cei care prind cod și halibut, sunt dezamăgiți. În privința pescuitului sunt multe probleme. Pescarii credeau că vor fi mărite cotele de pescuit, dar n-a fost cazul. Poate acum sunt ceva mai bune, dar nu cu mult. Majoritatea langustelor, crabilor și homarilor prinși de familia McKinnon este trimisă pe continent, la fel ca înainte. Luând în considerare inflația, prețurile au scăzut, iar exporturile implică mai multă birocrație. Industria scoțiană a somonului, un angajator important pe insulă, estimează că Brexitul a dus la pierderi de până la 100 de milioane de lire sterline pe an, din cauza costurilor mai mari la export. Brexitul are efecte și asupra infrastructurii insulei. Regiunea a avut multe beneficii din apartenența la Uniunea Europeană, dar am pierdut toate acestea și trebuie să trăim din ce ne dă Londra și nu e așa de bine cum era înainte. Guvernul britanic le-a promis scoțienilor avantaje după Brexit. Produsele scoțiene ar putea fi acum vândute pe noi piețe printr-un acord de liber schimb în regiunea Indo-Pacific. Dar oamenii de pe insula Skye n-au avut parte de niciun beneficiu din asta până acum. Cele mai mari probleme sunt cu echipajele. Înainte erau o mulțime de români est-europeni care lucrau pentru noi fără probleme. Turiștii frecventează micuța insulă mai ales vara. Înainte, în sezon, aici munceau sezonieri din alte țări ale Uniunii. În prezent, mâna de lucru lipsește. Hotelurile și restaurantele noastre sunt nevoite să-și limiteze numărul de oaspeți din cauza că nu au personal. Pentru toate acestea, oamenii de pe insulă dau vina pe Brexit. Am fost împotrivă și încă mai sunt. Știu un cuplu care a votat pentru Brexit, acum n-ar mai face-o. Cred că e mai rău, 100%. Pare să nu existe niciun plan pentru Brexit. Nu s-a făcut nimic în privința asta. Guvernul scoțian pro-european estimează că, după Brexit, Scoția a avut la dispoziție în ultimul an cu peste 1 miliard de lire sterline mai puțin. La alegerile parlamentare în Marea Britanie, naționaliștii vor căuta să valorifice nemulțumirea populației. Calculul lor ar putea funcționa, crede McKinnon. Mulți scoțieni n-au vrut Brexitul. Singurul lucru care poate decurge din asta este independența. Mulți oameni vor înapoi în Uniunea Europeană. Pentru asta încă nu există o majoritate. Dar nemulțumirea privind Brexitul este vizibilă și nu doar pe insula Skye. Campionatul mondial de fotbal din 2006 a fost un moment emoționant în istoria germană de după cel de-al doilea război mondial. Atunci, Germania, ca stat reunificat, a organizat pentru prima dată un eveniment fotbalistic internațional major și a creat un fel de nouă identitate națională. A fost frumos, se vorbește încă, făcându-se referire la acel eveniment, despre un Sommermärchen, adică un basm de vară. Dar ce a făcut acel campionat atât de special și poate actualul campionat european să devină o poveste similară? La ce vă gândiți dacă rememorați campionatul mondial de fotbal din 2006? Milioane de oameni în stradă, am fost niște gazde extraordinare. Italia lui Cannavaro în topul mondial, rolul lui Ronaldo în cartonașul roșu primit de Rooney, primele momente ale lui Lionel Messi la un campionat mondial și ultimele neonorante ale lui Zinedine Zidane. Dacă pui aceste întrebări aici, în țara gazdă, probabil că vei primi răspunsuri care au prea puțin a face cu fotbalul.
Cred că asta a fost foarte interesant la competiția din 2006, că oamenii aveau sentimentul că trăiesc ceva ieșit din comun. Campionatul mondial de fotbal din 2006 a fost găzduit de Germania, țară cu o aversiune reflexivă la patriotism. Asta are legătură cu moștenirea nazistă. Fluturarea drapelului și intonarea imnului de stat au fost multă vreme un tabu în Germania postbelică. În Germania, oamenii au fost mereu foarte reținuți în privința naționalismului. Din pricina trecutului, oamenii nu voiau să stârnească neîncredere. Acest sentiment a existat și după căderea zidului din Berlin și după reunificarea țării, când numeroase personalități germane se temeau de o potențială recrudescență a naționalismului. În 1990 a existat întâmplător această mare victorie fotbalistică de la Roma și atunci antrenorul național de fotbal, Franz Beckenbauer, a declarat într-un moment de euforie: dacă acum vin la noi și jucătorii din estul Germaniei, vom fi pentru ani buni invincibili. Dar asta nu s-a adeverit în fotbal. Suporterii din vest și din est au ajuns treptat să se obișnuiască unii cu alții, dar asta nu a dus la o mare val de naționalism sau chiar șovinism pe care unii îl anticipaseră. La 18 ani mai târziu, campionatul mondial de atunci s-ar putea vădi un neașteptat moment de cotitură în istoria Republicii Federale Reunificate. În lumina verii și, desigur, ajutată de performanța echipei naționale, atmosfera a devenit rapid în Germania una de extaz. În acest climat special, o schimbare culturală majoră a avut loc. Relația inhibată a Germaniei cu simbolurile sale naționale a cunoscut o transformare. Campionatul mondial de acum 18 ani a făcut și ca Germania să fie altfel percepută în afara granițelor. Am salutat o sumedenie de oameni, oaspeții noștri, când eram veseli, am petrecut împreună. Nimeni nu se aștepta ca în Germania să fie vremea însorită și atâta veselie. Acest lucru a fost recunoscut și de alte țări, că atmosfera din Germania a fost atunci foarte relaxată. Acel campionat mondial a contribuit la percepția că germanii nu sunt mereu atât de serioși cum par la prima vedere. La 18 ani mai târziu, 24 de echipe naționale joacă iarăși într-o competiție majoră ce se desfășoară în Germania. Lumea este astăzi diferită, iar Germania o țară caracterizată de nemulțumiri și diviziuni. Acum în Germania este o proastă stare de spirit, politic, economic, așa că sperăm că fotbalul le va readuce oamenilor zâmbetul pe buze. Este greu de imaginat un turneu comparabil cu cel din 2006, dar nici atunci nu se aștepta nimeni la un astfel de fenomen. Majoritatea farurilor maritime sunt în prezent operate de la distanță și ocazional revizuite de un profesionist. Dar mai există totuși și paznicii farului, care se ocupă de întreținerea lor și locuiesc în turn. L-am vizitat pe Mario Sanz, unul dintre ultimii paznici de far din Spania. Jumătate de viață și-a petrecut-o la înălțime, pe stâncile de deasupra Mării Mediterane. Lumina farului este vizibilă de la 23 de mile marine depărtare. Faro de Mesa Roldan din Andaluzia. Farul lui. Mario Sanz trăiește aici de 32 de ani. Uneori mă simt ca un intrus în paradis și mă gândesc că nu merit să lucrez într-un loc atât de frumos. Este un adevărat privilegiu. Abia după câțiva ani aici, mi-am dat seama. Cândva, în farurile de pe coastele Spaniei, locuiau 500 de paznici. În prezent, Mario Sanz crede că mai sunt vreo 15. Zilnic asigură mentenanța turnului vechi de 160 de ani. Înainte, petrolul producea lumina, acum curentul electric. Farurile au avut întotdeauna ceva magic, lumini și umbre, o lumină în întuneric, nu doar pentru traficul naval. Și pe mine m-au captivat. De aici, lucrurile se văd altfel. Sticla se curăță astfel încât fasciculul luminos să nu fie împiedicat. Pentru paznicul turnului, o rutină de 10 de ani, la o înălțime amețitoare.
Nu m-am gândit niciodată la asta. Am fost detașat la cel mai înalt turn locuit de la Marea Mediterană, mai mult de 222 de metri peste nivelul mării. Dacă aș fi avut rău de înălțime în toți anii ăștia, nu mi-ar fi fost bine. Mario este mândru de turnul său și știe că vechiul simbol maritim este indispensabil și în timpuri moderne. GPS-ul este grozav, dar aproape toți capitanii de nave spun că ei caută farurile. Ar putea fi o problemă cu sateliții, dar turnul este mereu aici, la îndemână. Este doar o chestiune de timp până când și ultimul far va fi controlat de la distanță. În câțiva ani, Mario iese la pensie. Dacă îi se va permite, ar vrea măcar să se ocupe de micul muzeu al farului, să păstreze vie amintirea meseriei sale și a oamenilor care au trăit aici. Într-un fel, voi rămâne legat de acest far. Vor trebui să mă tolereze aici până voi muri și cenușa mea va fi împrăștiată în mare. Faro de Mesa Roldan va continua apoi să-și arunce fulgerele în larg, controlat de la distanță. Irlanda este cunoscută pentru peisajul de coastă impresionant din mijlocul Atlanticului. Nu este de mirare că pescuitul are tradiție îndelungată aici și că peștele și fructele de mare joacă un rol important în bucătăria tradițională irlandeză. Pentru mulți irlandezi, mâncarea seafood chowder, o supă de pește, are gust și miros de acasă. Vă arătăm cum se pregătește. Cum de este seafood chowder, una din cele mai îndrăgite mâncăruri irlandeze? Cum să spun, este o explozie de arome. Este caldă și te bine dispune, înțelegi? Seafood chowder există în nenumărate variante și este considerat mâncare națională în Irlanda. Un ingredient indispensabil este peștele. Acest video arată cum se prepară Irish chowder și cum se poate afuma foarte ușor peștele acasă. Salut, mă numesc Niall Zamonghi, sunt bucătar șef, proprietar de restaurant, vânzător de seafood și un avocat al unui seafood sustenabil aici la Dublin. Voi prepara specialitatea casei, seafood chowder. Pentru rețeta lui Niall este nevoie de arpagic, cartofi, praz, hasmatsuki, ceapă pitică, țelină și smântână. Și desigur, pește și scoici. În esență, este o supă de scoici și pește afumat. Este cu adevărat un fel de mâncare care se face foarte rapid. Eu am crescut cu el. Nu-mi place dacă se face într-o oală mare așa cum se prepară prin tradiție, fiindcă tot peștele, totul se fărâmă și nu mai știi ce se află înăuntru cu adevărat. Mai întâi se curăță peștele. De această dată, Niall folosește cod. Îl filetează și sărează generos. Apoi îl lasă deoparte pentru 10 minute. Deci depinde ce zi este. Noi afumăm aici tot peștele pe care îl folosim în fiecare dimineață pentru chowder. Deci depinde ce găsim. Selectăm și cumpărăm peștele pe care îl găsim în acea dimineață. Astăzi avem cod. Poate fi cod, mâine poate fi rândunică de mare sau doradă. Și asta schimbă gustul. E simplu să afum peștele acasă. E nevoie de o tavă, de niște rumeguși și de foc. Deci, dăm foc rumegușului pentru a merge mai repede, folosesc această torță cu gaz. Astfel, în tavă se va face foarte mult fum. O las aici ca să se afume. 20 de minute mai târziu, peștele este perfect afumat. De ce afum peștele? Vreau aroma de pește afumat. Cred că tuturor ne place. Cred că toți iubesc gustul de afumătură. Cred că e așa de când oamenii trăiau în peșteri. Este delicios. Este o metodă rapidă de afumare. Nu vrem să-l gătim, vrem doar să aibă gust de pește afumat. În timp ce peștele se afumă, Niall prepară baza supei. Ia un arpagic și adaugă smântână și apă. Apoi așează peștele afumat în tigaie și o pune pe foc până când totul capătă aromă de pește afumat. Apoi adaugă celelalte ingrediente, arpagic, frunză de țelină, cartofi, unul după altul. It
Asta nu este atât de important, dar dacă pui totul împreună de la început, va avea totul același gust. Așa se fac straturi și își conservă toate ingredientele gustul. Straturul de cartofi are gust de cartofi, cel de țelină are gust de țelină. Trebuie să se simtă și gustul de pește afumat și de scoici. În cele din urmă, toate ajung împreună în farfuriile mesenilor. Pentru a definitiva o porție, el așează scoicile, adaugă pește afumat și ierburi. Poftă bună! Europeo a ajuns la final. Vă așteptăm săptămâna viitoare cu noi teme europene. Până atunci ne puteți găsi pe site-ul DV, pe Facebook și pe YouTube.